Bună ziua! Pacea Domnului și Hristos a înviat! Mergem până la Remalt, acolo la ieșire de Michelaca. Să luăm una alta. Am fost cu Mirela la Kaufland să-și cumpere rădăcinoase, să vorbesc corect. Și nu a avut deloc. Iau la Mirela rădăcinoase și mami mai cumpără nu știu ce. Ce mai are și de cumpărat. Astăzi e sâmbătă și facem ceva pe duminică să fie în casă mâncare. Că noi mâine o să plecăm la Mișca. E 50 de kilometri de Arad. La mormântare. La mormântare, da. Și deci, atunci, no, să fie mâncare în casă pentru tati, că nu o să avem loc și pentru tati. Și nici nu o să vină tata, sigurat. Nici eu nu cred că mă duc. Da. Nu mi sunt stare să văd atâta. Nici la tati nu-i place. Nu. Eu astăzi nu-i place așa ceva. Nu-i place da, dar la eu nimeni. Nu mi sunt stare să văd așa. Nu pot. Eu astăzi am ratat piața, că Daci au avut plecări încolo în coace. Și atunci ne-am luat așa, cum zicea doamna Berguș, mici completări. Deci nu mare lucru. Dar trebuie să mai iau un an să vedem ce o face. Am mai fost la piață chiar, nici nu știu când a fost aia ultima dată. Dacă găsesc fasole verde, fasole verde fac. Dacă e mazăre, mazăre fac. Și mai vrei să gătești astăzi? Da, dar astăzi pe mâine. Okay. Și dacă nu fi niciuna, nici alta, nu știu ce-i face. Conservă de pește. Deci eu carne am, dar pe carnea am acolo de toate felurile de carne, să știți. Vreau să întreb pe doamna Nitu Marius, de fapt cred că e soră în domn, nu? O zis că sunt de ochiat. O spus, ne-o luam pe toți la rând cum suntem, dar nu în sensul rău, cred. Nu în sensul rău. Cred că de bine o să de noi. Dar nu știu ce vrea să zică că sunt de ochiat. Chiar așa frumos o sunt. Aș vrea să-mi zică doamna Nitu Marius ce vrea să zică că sunt eu chiar. M-a făcut curios. Nu știu, chiar nu știu. Dar fiecare avem caracterul nostru, suntem toți diferiți, nimeni nu-i perfect dintre noi, perfect e doar Dumnezeu. Noi încercăm să fim buni și să fim pe placul Lui. Câteodată ne iasă, câteodată nu prea. Suntem oameni. Mami, vrei tu să spun ce înseamnă de ochiat? Vă zic că tu ai avea idee. Ceva idee am, dar n-aș vrea să o spun ca să nu fie cumva înțeleasă greșit. Poate nu-i chiar așa ce vreau să spun. Dar ca unde dau seama ce ar fi? Las pe altcineva să spun. Apropo, astăzi suntem la 1 iunie. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare copilaș în parte și cei care sunt căsătoriți și dacă mai au părinți și ei sunt încă copii. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Mă gândesc la săraca Andreea că și ea e un copil și chiar de ziua copilului nu mai are mamă. Foarte dureros. Am lăsat-o acum cu Mirela,
dimineața acasă. Nu o să o las, vreau să uite, vreau să se simtă bine, vreau să fie ca în familie. Și văd că până acum am reușit, să știți. E o fată foarte deșteaptă, o fată foarte respectoasă, care văd că trece cu bine. Chiar mi-a spus că e conștientă că nu poate să o mai aducă înapoi, dacă a trecut până asta, dar sufletul ei nu îi vine să creadă că ea nu mai are mamă. Și m-a arătat astăzi de dimineață tort făcut de anul trecut în octombrie, parcă, cred că da, să nu greșesc, când a fost ziua ei, a fost ziua lui mama ei și a zis că a fost acolo la, în satul ei, de unde e, de la țară, și a făcut grătare și a făcut tort și e acolo să se simțea bine la casa lui părinții ei. Mai are un frate de 40 de ani care încă nu-i căsătorit. Cine? Cine are frate, Andreea? Mama lui Andreea are frate de 40 de ani care încă nu-i căsătorit. Deci unchiul ei. Da, care e la casa părintească, casa lui mama ei. Și ea îi purta cumva de grijă la fratele ei. Și tătuna mergea acolo. Cam sâmbăta, dacă nu o sâmbătă, a doua sâmbătă mergea acolo la sătuțul ei să simțea bine. Și i-am explicat eu că ea a spus că nu mai vrea să ajungă la casa asta lor și așa. Și i-am spus, o să streacă. Și dacă vrei mici schimbări să faci tu, să te simți bine, să-ți placă, să schimbi ceva, să, eu știu, să te simți bine în căsuța ta. Că acum, într-adevăr, cășile sunt foarte scumpe, e foarte greu de vândut, să iei alta. Și o înțeles. Plus că tata e meseria lui templar. Și cine știe, poate chiar poate să facă altă mobilă sau eu știu, nu știu ce templar lui. Să-i mai schimbi acolo. Bine, mami, astea sunt detalii care... Da, dar e bine așa cum spun eu. Acum nu sunt eu moțiș, dar vreau să spun că să... Asta e pe parcurs, să se simtă ea bine. Da. Tatăl cerese poarte de grijă. Da. Mere prima dată la Dedeman, ok? La Dedeman? Da. Uite, aici e Dedeman. Ca să iau... Când întoarcem. Nu, că uite, mi-e frică. Mă duc acum să mă scap de gândul ăsta. Trebuie să iau la bunica lui Angie. Bunica lui Angie. Un lanț. Lanț pentru drujbă. Acum e a doua oară. Aici ai îngrădit, tu trebuie să o iei da, pe aici. Da, acolo e circuit de Formula 1. Ok, pun pe pauză și revenim. Veniți și voi să stați aici. Nu, vii și vii imediat. Nu, no, vă las așa geamul jos. Ok.
că nu poți să las pornită mașina. Da, da. Am întrerupt, da, ți trag curent, da, mami. Lasă că, uite, geamul aici e deschis. Am întrerupt tratamentul cu uro, nu știu cum îl cheamă, uroactiv. L-am întrerupt și acum atât am senzația că parcă vreau să mă duc să mă pic. Cu toate că m-am pișat. Ce înseamnă asta, Angie? Am auzit că vorbește exact ca Nica. Dacă mă duc la pește, așa e vorba lor, pește. Dar așa e de parcă te ia locomia când zice. La pește.
Acum am văzut că mai am 9% baterie. Sper să mă ține bateria cât filmez. Nu mai am luat... Acum, la cine ai luat mami aici? Ce e ăsta? Pătrunjel? Pătrunjel și molcov. Cât cu noi. Nici da. Nu o să mai fac acasă. Ba, au zis că să iau. Mami, au zis că să iau și pătrunjel și păstrănac și tăiței. Păi de mea subțiri. Nu mai face cu bătrânul și că ea... Mă ia stă o săptămână acasă, mami. Da. Nu. Ia sună mai la. Să nu iau acum să iei din piață și îi place ei? Nu altă nu dată? Ea, că mâine eu zic că nu mai face. Nu mai face. Eventual îi cumpăr tăiței. Cartofi albi noi. Din Egipt? Hei! Nu este de la România. Egipt? Aia sunt din Ungaria. Nu, no, eu iau și un așa. Să îi împaci și pe unguri. Da. Și pe egipteni. Și ce facem cu românii? Românii sunt în așteptare. Când merem la piață, Mihai vitează, am înțeles. Astăzi n-am apucat să mergem. Dar ce treabă e asta să fie din Egipt? Cum a n-a fost din... Fasolea, da, din aia moale. O fi cu apă de Nil. Mami, dar nu cred că ai voie să le combini și roșii. Păi, aici. Da, 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 da-s două coduri. Cred? 0809. Da? Da. N-au trebuie altă pungă, cred. Da. Că aici le cântăresc. Știi ce spun? Ok. Unele totuși separat, să n-am problemă. Ardeiul ăsta s-a pierdut, domnilor. E la bucată, mami. Conopidă, da. Așa kilogram, scuză-mă. Kilogram, 7 lei kilogramul. E de la Seleuș, de aici, din județ, de lângă noi. Județ Arad. Uite, mami, varză de zărand. Da? Da. De unde e tata? Și Seleuș, pe lângă zărand. No. Doamna Angela, dacă vreți varză de la zărand, vă duc aici. Mi-e dor de doamna Angela și de doamna Florica. O să ajungem și la ele într-o zi. Păi cât mai repede, că acum își vine nunta. Da. Deci, eu vreau o conopidă, cam așa, dar aici are puțin defect. Asta e mai mică, dar e mai faină, nu știu care să iau. Aia e mai mică și mai faină. Da, uite aici cum trage la chilă. Asta nu are așa. Vezi? Aha. Nu te pune pe asta. Am înțeles. 7 lei. Oare mai trebuie și pungă? Legume. Unde o fi? Da, 9 lei. Dacă așa, bine fi. Nu pui așa. Acum, dacă nu mai pus, să las ca pot așa. Hai să ne uităm și la o vază de zărat. Și îi faci la tati ceva cu vază, își spune că e de la tine de acasă. Eu aș vrea una mai mică. Aș vrea... Mamă, cât de râd. Cât zărandul? Deci nu iau, cât de mare. 2,59. E grea, ha? Pune mâna. Îndesată. Asta are vreo 5 kg. Hai să vedem. Are 5 kg. Au,
așa mare, mi-s departe, rău, la jumate. N-are 5 kg. 2700. Mă pun eu pungă. Dar nu găsesc acolo mai mică. Ce mai este? Și aia, da, și aia la altă, tot de la Zărandă-i. Păi eu las pe... pe... Mami, mami. La cât e aia? N-am întâlnit-o. De ce? Am crezut că mergi să cauți alta. Apropo, Angie și Natalia sunt mașină. Natalia a luat-o somnul. Varză albă, 4 lei. 4 lei? 4 lei. Dar de ce nu? Lasă-mă în pace. Păi de ce n-ai pus? Stric cu pungă în mână. Name to them. Unde? Nu e asta acolo, frază, fasole, dacă nu este aici la legume. Casa țărânească, știu că mai luat din asta și e bună. Mazăra. Dar asta zice că fierbe în 3 minute. Cu 23 în kil. Și mai este cu 11 lei 400 de grame. Și asta e 400 de grame cu 7 lei. Asta vine 17 lei 98 kg și asta e 23 kg. Pește nu mai este, dragă. Am înțeles că o să schimba directorul de la Remarkt și el a hotărât să nu mai fie raion cu pește. Domnul director, nu știu ce avantaje, dezavantaje ați avut dumneavoastră pe hârtie, dar nouă ne-a plăcut că a fost aici și pește. Acum nu mai avem raion cu pește. Lapte vrei sau ceva? Nu, chiar am. Chiar am? Am, da, și am primit și de la Mirela ce-a rămas, de la Alisa, știi? Da. Merem la casă. La țițicațe trebuie mâncare. Dar trebuie steril. Nu este steril. Mami, mă duc să văd mâncare de mâță acolo. Ce, vrei să mergem acasă? Da. Ok. Ok. Nu este fasole și mami caută fasole din aia galbenă. Steril, steril, indoor junior, steril. Pe cât e totuși? 23? Îi place din asta. De la Friskies, la Pepi nostru. După ce l-am, am fumat? Da, uite. Ai, ai, ai. Iar mă? Pune pe pauză. Nu merge cât acasă. Fasole verde n-am găsit. Dar nici nu cred că mai faci tu astăzi. Nu am fost bătut în cuie să iau eu numai neapărat. Dar nici cartofi n-am mai avut nici. Roșii n-am mai avut nici. Dar chiar ultima dată când a fost când am fost noi la piață? Trebuie să mai pe YouTube. Săptămâna trecută, cred că. No.
Săptămâna, eu n-am fost săptămâna asta. Am fost săptămâna asta nu în viață. Când au fost fetele de la Macu Galben, că au zis că vine la noi, în ziua aia am fost. Da, miercuri. Da? Da. Noi vine săptămâna, pizele. Nu știu dacă miercuri am fost, noi acolo la viață. Păi miercuri. Habar. O să ne spună prietenul nostru Costi. Și câte sarmale am făcut, zic. Uite vișine. Și când am fost la piață. Costi, când vii la Arad, îți face chiftele vegetale. Aici, atâta e de... Da, de ce să pedepsești bașa așa? Am glumit, îi facem, îi punem șoanca pe masă, sarmale, șnițele, cărtăboș, maioș, nu avem, ai grijă. Cârnați, tot ce vrea el. Să ne die comandă. Meniu, listă cu meniu ce ar vrea să mânce cu mine. Îi facem de toate. Și răcituri, dacă vrem. Să ne spui mâncarea ta preferată. Și la Macu Galben, pentru că sunt toate produsele vrea să le încerce. Eu mă bucur că am cumpărat conopida aia, că mie îmi place conopida foarte mult. Ala Selgros? Da. Stai să închid internet, uite cum faci de urâte. Și cartofii au fost buni. E puțin mai departe față de Kaufland. Aici n-am mai fost de mult. La Supecul ăsta, sau cum era înainte, Angie? Bila era înainte. Bila.
ai perfectă dreptate. Natalia, când vinim și noi să fugim aici? Am mai slăbit jumătate kg. Astăzi m-am întâlnit cu două doamne, două surori în domnul. Și m-am bucurat. Mai ales când m-am întâlnit cu doamna de la Kaufland, cu sora de la Kaufland. Plângea sărăcuța de bucurie că ne-au văzut și pe mine și pe Mirela. Și mi-a spus că se roagă pentru Natalia și ține post pentru ea. Să vă fute Domnul să vorbească. Doamne, ce frumos! Nu am cuvinte. Mult contează asta pentru mine când văd dragoste și când oamenii se roagă pentru noi. Repetăm poezia. Ha? Va bine. Martarea numai ce s-a trezit. Ursulețe, mi-e șire. Să știi că aici poți să găsești ceea ce caut. Am să spun un secret. Merg cu bine. Merg aici, dar unde parchezi? Ce? Să merem aici la alimentarea asta. Fasole? La profi? Da. Crezi că găsești pasole la profi? Da. Uite ce culoare faină am făcut. La clădirea asta? Mm-hmm. Acum mă vezi. Da, eu n-am fost până acum. De vreo 2 ani. De vreo 2 ani e așa. Serios? Aha. A fost chelă sau ce? Nu. Nu, dar e de mult făcut. Acum te-ai tăiat pe ea. Probabil. Ce clădire mare! Da, da, foarte frumos. Dar de ce nu-i schimba și geamurile? Scump, dragă, scump. De acolo era mai ieftin. Deci, uite-te florile astea micuțe. Da. Dacă îmi pun și eu primăvara, așa, da. Și uite ce bine arată, toată vara face flori. Da. Angii. Uh-huh. Dar eu nu știu când le cumpăr, nu știu să le cumpăr. De primăvară, nu știu care sunt astea. Nici eu nu știu. Și nici nu pot să arăt acum la prietenii meu și să ne spună. Și mă bag acum în profi. Da. Da, e acolo. Oh, mai, zăpăceală. Ei mă oprește pe mine să stau. Da, cum? Și face cu mâna. Mami, stai așa, acum poți să-i dai jos. Nu vreau să tragi pe mine. Da, cum? Vezi că dai cu mâna. Da, așa. Am zis, ne-aș bate imediat la bătaie pe aia. Că mereu. Nu e asta fasole, o fi undeva la cineva prin grădină. Nana Floare, Florica, nu are? Apropo. E imposibil acum să... Stai că e video la să comentarii. Când mă duc la adunare, haide la mine prima dată. Dacian, bine, Dacian. Vă pup și vă îmbrățișez. Cu drag. O, oh, că aterizează cu avionul acum. O fi vreo doamnă? Da. Da, explică, vezi că explică. O doamnă, da. O sărătuță. De ce nu-mi vasă să conducă?
ușor, nici la pădurea ta, curbe din alea care nu sunt. Păi asta zic, că ar putea să învețe mai bine acolo. Păi... Dar nu are semnul de începătoare. Ar trebui să învețe și apodacii, nu pădita mai Mercedes-ul. Care face și aici, mami. Da? Aha. Vezi? Are scară și acum reface. Ce bine. Stai, stai, stai. Deci aproape toate clădirile făcute. Dar mai sunt câteva care mai trebuie, dar... Fain. Da, asta, uite, minunat. Da, se... De parcă îi dăm povești. Minunat. Parcă îi dăm povești. Minunat. Foarte frumos. Dar ce e la doamna pe balcon? Parcă acum pleacă. Ce pleacă? Că am ajuns ceva pe plăcă balconul ăsta. Ok. Cum arată la noi în Deberan? Nici la noi nu arată mai bine. Ea poate nu are mami Deberan. Și-a pus pe balcon. Doamna Nitu, tare miscuros. Să văd să mă cunosc și eu mai bine. Cum o să de ochiat? Că nu înțeleg. Tot aia se gândește. Tu la asta te gândești. Diocheat nu înseamnă când... Da, uite-te. Eu așa știu că de ochi înseamnă... Bine, eu nu cred în așa ceva. De ochi înseamnă când cineva i-a plăcut de tine foarte tare și... Te-o deocheat. Nu. Da, uite-te pe telefon că colorat. Nu știu. Da, e o expresie. Este doar o expresie. Chiar că așa n-am ajuns să facem astăzi nicio rețetă. Am făcut. Cartofii cu așa. Aoleu, mamă, ce rețetă. Sofisticată, complex. Da, ce buni au fost cartofii. Foarte buni au fost, foarte buni. Mai ales cu uleiul de dovleac. Foarte bun. Mereu la Mirela. Mergem la Mirela prima dată. M-am uitat după cireșe, după căpșuni. Nimic. Mai șamar. Căpșuni? Piațul meu e piațul meu. Da, am găsit cireșe la Selgros cu 18 lei. Mami, spune Selgros. 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 Da, trebuie să te duc la logopedie. Ai roșu. Uite pe colegul tău, Natalia, de la grădiniță. Colega. Colega? Da, colegul. Uite pe cu mâna. Uite, Natalia. Uite că face cu mâna. Mâna. Uite, mă, uite acolo. L-a făcut cu mâna. Așa. Cum o cheamă, Natalia? Bine, oameni, nu vă mai plictisim de aceea. Sper că nu suntem o plictiseală pentru voi. Știu că pentru mulți nu suntem, fiindcă ne iubiți și vă place să vorbim, să glumim, să fiți cu noi. Așa, virtual, cum se poate. Mulțumim la Dumnezeu că datorită Lui ne îndrăgiți, nu datorită noastră, nu datorită nouă, no. Datorită lui Dumnezeu. Mergem acum la Mirela, să vedem ce face și Andreea. Vă lăsăm, vă pupăm, vă strângem în brațe și vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Amin. Pace. Vă lăsăm. Pace, la revedere.
fi îmbărbătat. Ai fost cu ei, ieși cu mine, le spus și lor îmi spui și mie. Nu te teme, eu sunt cel din tâi, cel veșnic. Nu te teme, eu sunt cel viu și puternic. Cheile morții le ții.